A fost sărbătoare mare în comuna mehedințeană Bala, acolo unde oamenii s-au adunat pentru a celebra frumos nedea satului. Muzica și voia bună au fost la ele acasă, iar la eveniment a fost prezent alături de primarul comunei și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Muzică și voie bună au răsunat în toată comuna Bala, cu prilejul Sfântului Ilie, atunci când cetățenii sărbătoresc nedeea satului. Situată într-un cadru depresionar, comuna Bala este o veche așezare, atestată documentar încă din vremea lui Mircea cel Bătrân, din 10 iunie 1415. Datorită izvoarelor mezotermale slab sulfuroase oligometalice și anămolului sapropelic, a obținut în urmă cu 4 ani statutul de stațiune balneoclimaterică. Prin valorificarea acestor resurse, existând aici și o bază termală de tratament, zona se bucură de o afluență turistică impresionantă, fiind cea mai căutată din acest colț de țară. Primarul comunei, Valentin Dohima, este un om implicat în comunitatea sa și și-a dorit să le aducă o bucurie cetățenilor în această zi specială pentru ei. Ați venit în minunata comuna Bala, comuna mea de suflet, unde am crescut și trăiesc în continuare printre oameni minunați. În această seară începem festivalul, ediția numărul 16 a Festivalului Plaiului Cloșan. Și pe această cale țin să mulțumesc, în primul rând, Centrul Cultural Nichita Stănescu. Vreau să-i aplaudați, vă rog frumos. Consiliul Județean Mehedinți, care de fiecare dată a fost lângă noi și ne-a sprijinit cu acest festival. Și țin să anunț prezența domnului președinte al Consiliului Județean, Aladin Georgescu, domnului senator Liviu Maziliu. La eveniment a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a apreciat evenimentul realizat de primarul comunei Bala. Eu personal, colegii mei, am fost alături de Vali și sperăm să fim în continuare și alături de comuna dumneavoastră. O comună mare, o comună cu oameni deosebiți, în același timp o comună grea, cu multe nevoi, cu multe proiecte care trebuie implementate. Dar așa cum am demonstrat în acești ani în județul Mehedinți că de la nivelul Consiliului Județean putem să ajutăm fiecare comună din județ, așa o vom face în continuare pentru comuna dumneavoastră. Felicitări, Vali, pentru ce faci în comună. S-a schimbat foarte mult comuna de când ești primar. Sunt convins că proiectele pe care le implementezi acum și pe care le vei implementa în continuare vor schimba fața comunei. Comuna are un potențial turistic deosebit de ridicat. De altfel, este singura localitate din județul nostru declarată stațiune de interes local. Sunt convins că în anii următori, cu sprijinul Consiliului Județean, prin parteneriatul dintre Primăria Comunei Bala și Consiliul Județean, dintre Vali Ohima și Aladin Georgescu, comuna dumneavoastră va merge într-o direcție foarte bună. Să vă dea Dumnezeu sănătate, la mulți ani celor care astăzi îi sărbătoresc ziua onomastică și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și la anul. Numai bine! Cetățenii au fost extrem de încântați de acest eveniment și spun că a devenit deja o tradiție ca an de an să se strângă din mai multe părți ale județului și să se distreze frumos.